Salutare din nou, știu că ne vedem destul de rar, dar cum era o vorba unui prieten, trebuie să mai facem și bani, nu doar să ne plimbăm cu mașine de plăcere. Al treilea Puma pe care îl încerc, o variantă specială, se numește X Gold. Sigur, la Ford sunt multe povești în funcție de continent, în funcție de piața pe care se vând mașinile. Puteți să mai vedeți și variante Gold Edition cu motorul de 1.5 EcoBoost și 200 de cai, dar aici, pentru România, acest X Gold este de fapt o variantă intermediară de echipare ST-Line X Gold, în sensul că avem un pachet special de opțiuni la un preț special, nu vi-l spun acum că nu vă mai uitați la filme, o să îl vedeți la fișa tehnică. Ideea de bază a acestor versiuni Gold e destul de simplă. Ford a făcut un sondaj pe vreo 275.000 de clienți Ford. I-a întrebat cum ar fi pentru voi Puma ideal, sau dacă ar fi să vă faceți voi un Puma, ce ați spune pe el, cum ați vrea să-l faceți. Răspunsurile s-au concretizat în această denumire. Ideea inițială plecase de la Gold Edition, mă rog, aici avem o variantă X Gold, dar rămâne Goldul, adică ideea de aur, auriu, pe care o veți vedea în designul acestei mașini și la cusăturile de interior și la dungile astea care traversează întreaga mașină și la jante și în alte detalii, bineînțeles. Bun, ce înseamnă până la urmă o ediție mai deosebită? Înseamnă că beneficiez de un set de opțiuni în standard, la un preț mai bun decât dacă ți le-ai configura individual, sau, și mai bine, un set de opțiuni pe care poate nu le poți configura individual, că nu sunt disponibile, sunt disponibile doar ca pachet. Așa că vă invit să vă uitați pe site la Ford România să vedeți ce înseamnă o versiune X Gold, ce configurații, pentru că poți să pui și ceva opțiuni pe mașină peste această denumire de ST-Line X Gold. Această mașină, de exemplu, pe care o avem noi aici și care este destul de echipată, are două opționale, farurile full LED și haionul acționat electric suplimentar peste versiunea X Gold. Adică o valoare de 1700 de euro, atât costă împreună aceste opționale. Ce este important? Sunt modificări ale acestui Puma și la interior și la exterior față de primul Puma pe care l-am prezentat noi și avea aceeași culoare Grey Matter, materie cenușie, cum îmi place mie să-i spun. O culoare foarte frumoasă. Mărturisesc că oricât de fan sunt eu al mașinilor cu anumite modificări, nu mă dau în vânt nici după dungile astea și nici antele nu mi se pare că pe culoarea asta pun în valoare neapărat conceptul de X Gold. Mai degrabă aș fi văzut niște jante negre aici sau culoarea mașinii să fost neagră, așa cum a fost de altfel povestea cu Gold Edition. Când a apărut primul model Puma Gold Edition, era negru, jante aurii, mă rog, era altceva, parcă venea mai bine. Aici, în fine, după gust și posibilități. Vedem aici că sunt niște dungi speciale, o combinație de alb cu auriu. Vedem că avem o grilă care seamănă cu cea de ST, dar nu este de ST și este diferită și față de un titanium. La ST am fi avut un logo ST, aici nu avem niciun logo, însă avem marginile negre așa cum am avut la primul Puma prezentat și o să punem și niște linkuri să puteți să accesați mai ușor filmele respective, să puteți face o comparație. Iar față de primul model prezentat, e foarte simplu să faceți comparație cu el pentru că e aceeași culoare. Și în momentul în care vă uitați la ambele prezentări, respectiv 1.0 EcoBoost de 125 de cai, prima prezentare, versus acest model care are, așa cum ați văzut din titlul filmului, 155 de cai și aceeași cutie automată Getrag tip dublu ambreiaj cu 7 trepte. Deci puteți să faceți foarte ușor un comparativ și ca exterior, și ca performanțe, și ca preț, și ca dotări, și ca orice vreți voi. Deci avem farurile full LED, avem proiectoare care sunt standard cu, sau faruri de ceață, dacă vreți, care au și funcție de cornering. Și foarte important, diferență majoră față de primul model, bandourile de protecție, cele de tip crossover, SUV,
sunt vopsite în culoarea mașinii la acest X Gold, în timp ce la o versiune obișnuită ele sunt negre. Asta dacă ne uităm la mașina din față. La fel, față de acel Grey Matter pe care l-am prezentat, primul Puma prezentat de noi, aveam și bare de acoperiș, nu sunt la acest model care, mă rog, fiind un pic mai puternic și având o tentă mai sportivă, probabil că au zis hai să nu, să-i scoatem barele ca să nu fie considerat utilitarian. Dar bănuiesc că dacă vreți, cu banul în mână se pot pune și pe ăsta barele. Se menține, să zicem, baza tehnică a unui model Puma de serie, deci nu e neapărat că acest X Gold are niște modificări care să-l facă mai rapid, mai... nu, este o motorizare mai puternică și acest lucru, sigur, având putere mai mare, cuplu mai mare și performanțele sunt mai bune. Vorbim în ambele versiuni, și cea pe care am testat-o era mild hybrid și aici avem tot mai hybrid, deci aceleași chestiuni, o să povestim și cu capota ridicată un pic, dar pe repede, pentru că deja nu mai stăm să prezentăm plierea banchetelor sau portbagajul, nu are rost, puteți să vă uitați în celelalte filme. Ne interesează să vedem cum merge, cum consumă și dacă am ceva chestii care îmi plac sau dacă nu îmi plac la mașina de față. Neapărat o să luăm și dimensiunile la pneuri și tipul, modelul, ca să vedem comparativ, să ne putem face o idee. Sunt pneuri de vară din ce am văzut și din lateral o să admirăm mașina cu partea de jante și dacă mai sunt elemente de design diferite față de celelalte versiuni prezentate de noi, adică un titanium și un ST. Cam așa arată din lateral mașina, culoarea fără îndoială e frumoasă, cum dă cu jantele astea iar e chestiune de gust, unora vă place, altora nu. Diferențe notabile față de ST și față de un titanium. La ST și la titanium avem capacele oglinzilor culoarea asta piano black pe care o mai vedeți pe aici pe anumite ornamente, în timp ce aici avem oglinzile în culoarea caroseriei. Evident, avem acces fără cheie, mașina este extrem de bine dotată. Jantele aurii de 18 inch cu pneuri Continental Eco Contact 6 și insist asupra diferențelor, faptul că aceste praguri și bandourile sunt vopsite, sigur arată mai elegant, mai frumos, dar în același timp mai puțin îmbietor de a te duce la un grătar, eu știu, printr-o iarbă mai înaltă, că se vor zgâria și nu o să-ți placă. Alte diferențe, la ST-Line, de exemplu, aveam la bază aici, dacă mi-amintesc eu bine, niște chedere cu un ornament cromat, aici nu sunt. Sunt pur și simplu de cauciuc negru, nu arată rău deloc oricum. Avem geamuri fumurii spate, antenă tip aripioară de rechin și aici un eleron care pare mai mare decât la varianta titanium. Poate greșesc, nu mai rețin acum toate aspectele. Garda la sol este nemodificată, deci în funcție de jante și nivelul de echipare, care fiecare combinație aduce cu sine o greutate mai mare sau mai mică, poți avea o gardă la sol care e undeva între 16,5 și 16,8 cm, depinde de versiunea de echipare. Pneurile au dimensiunile 215x50 18V cu XL, deci extended load, încărcare mai mare, na, că îi mai zicem crossover sau SUV, nu e cazul neapărat la ce greutate are această mașină, undeva cu cutie manuală era la 1280 de kg, cu cutie automată probabil vreo 50-70 de kg în plus, posibil, eu aș zice undeva la 1300 de kg, deci nu e o mașină foarte grea. Jantele fiind de 18 inch, primul lucru care sare în ochi, frânele au disventilat, bineînțeles, pe față, discuri pline pe spate, că e Ford, nu e Dacia, dar discurile par mici în raport cu jantele, adică asta e prima impresie. La titanium pe care am filmat prima dată, parcă proporția era altfel sau forma jantelor cumva făcea ca discurile să pară mai mari, aici mi se par așa oarecum mici și pe față și pe spate, dar e doar o părere. La marca pneului Continental, am zis și mai devreme, se mențin aceleași închideri cu materialul la care noi mai zicem că seamănă cu o mochetă, dar nu e o mochetă, sigur, e un material special care rezistă la apă și în același timp cade noroiul de pe el foarte bine. Are și rol antifonant. De altfel, o chestie care mi-a plăcut la toate cele trei modele Puma pe care le-am prezentat,
sunt mașini relativ bine antifonate pe partea de motor, nu neapărat și pe partea de suspensie, pentru că, de exemplu, la mașina asta, când rulez pe drumuri mai stricate, zgomotele de la suspensie și roți, zgomotele de rulare, mai se duc în habitacul și le mai simți. În partea din spate, iarăși asemănări și deosebiri cu cele două variante prezentate de noi, avem un scris cu negru ca la, deci Puma e scris cu negru ca la ST. La ST aveam aici un logo ST, aici nu-l avem, avem EcoBoost Hybrid. Bara spate, nu mai mi-amintesc exact dacă este la fel ca cea de la Titanium și doar e vopsită diferit. Ce mai mi-amintesc eu așa, că printre atâtea mașini e destul de greu să ții minte tot, că la Titanium senzorii erau pe negru, adică partea asta de aici nu era vopsită, dar nu mai îmi dau seama dacă modelul ăsta de aici era identic. Posibil să fie diferită bara, pentru că avem aici și o evacuare reală, nu falsă. Sper că da, e reală. Dată fiind puterea motorului, o acceptăm, deși acum nu prea se mai poartă, că suntem pe ecologie, tranziția către electric și așa mai departe. În curând și Lamborghini o să ne pună două ștechere la spate. Eu zic că arată decent mașina și este una dintre mașinile fabricate în România, nu românească, că iar intrăm în discuția asta, dar fabricată în România, adică înseamnă că e făcută totuși de români, de noi ăștia care ne mai uităm la televizor sau unde ne uităm pe telefoane, pe laptopuri. Ar trebui să fim mândri că avem această capacitate, bun, sub conducerea altora, că nu ne duce capul mai mult, dar măcar suntem în stare să le facem. Deci mașina asta este făcută în România și asta înseamnă mult pentru noi ca țară. Deci astea ar fi, să zicem, diferențele majore. Ce îmi place mult și m-am bucurat că m-am regăsit cu acest Puma, faptul că și la interior și la stopuri și așa te întâlnești cu multă tehnologie LED. Că tot e acum programul Rabla să ne schimbăm becurile LED, facem un dosar, deci mori de râs că trebuie să faci un dosar ca să-ți dea statul 200 de lei să pui becuri LED. Uite că Puma fără dosar are becuri LED și la interior și prin stopuri și pe unde trebuie. O altă caracteristică importantă a acestei mașini este că, și o să discutăm și filmăm separat treaba asta probabil pe întuneric, această ediție X-Gold are niște chestii luminoase frumoase, are pragurile iluminate. Dacă la ST aveam Ford Performance, era scris acolo, aici avem scris Puma luminat și de asemenea în oglinzile retrovizoare, oglinzile când se pliază, vezi și pe mașină o Puma și în momentul în care sunt în poziția lor de repau și staționez cu mașina, jos îți proiectează acea Puma. O să vedeți noaptea, e frumos, deci e specific acestei ediții X-Gold. Sub capotă, nu mai insist, mai o iau de la zero cu prezentarea, cred că am 30 de prezentări ale acestui EcoBoost. În esență, e motorul de 1 litru faimos, multipremiat, multistimat, 999 cm3. Diferența majoră față de versiunea ultima prezentată de noi, de 125 de cai, n-avem capac, acolo aveam capac de motor și sigur avem o putere și un cuplu mai mari. În esență avem 155 de cai la 6000 de rotații pe minut,
240 de Nm la 2500 rotații pe minut. Dacă facem o comparație rapidă cu modelul de 125 de cai, vedem că avem 30 de cai în plus și 40 de Nm cuplu. Alte chestiuni care merită menționate față de tot ce am povestit eu în acele prezentări, o să aveți un link oricum către Puma ST și către Puma cu motorul de 125 de cai, ca să vă fie ușor să vedeți și prezentarea completă și să puteți face comparații. Aici avem o turbină cu inerție redusă, avem în continuare dezactivarea de cilindri, mă rog, dezactivează un cilindru în momentul în care rulezi constant. Mi se pare fabuloasă chestia asta, deci pe ce că ai abia 3 cilindri, râd de lumea că ai 3 cilindri. Ce a zis Ford? Ca să fie pentru economie, mai dezactivăm unul. Când merge constant mașina, gen la 80-90 de km pe oră și încărcarea este foarte redusă, nu mă refer la încărcarea mașinii, adică greutate, ci poziția pedalei de accelerație este la un nivel minimal, deci mașina rulează constant și rulează cu folosind puțină putere și puțin cuplu. În momentul ăla motorul își dezactivează un cilindru pentru economie suplimentară. Motorul e combinat cu o cutie de viteze deja faimoasă, nici nu știu dacă să-i spun faimoasă în sensul rău sau în sensul bun. Din ce știm la generația asta nouă, Fordul a lucrat mult cu Getrag pentru a scăpa de multiplele probleme care le-au adus pierderi de miliarde în trecut cu vechile generații de PowerShift. Deci vorbim de o transmisie făcută de Getrag cu dublu abreaj 7 trepte pe specificațiile Ford. Știți că Getrag face și pentru alți producători, inclusiv concurenții ai Ford. De notat că avem GPF, adică filtru de particule. Există un intercooler, îl vedeți poziționat aici în partea stângă atunci când privești mașina din față. Și un sistem de admisie care se poate închide automat, este în gri la față, deci un sistem de admisie controlat. Aerul care intră în radiatoare în funcție de temperatura de afară, de cerințele motorului. Dacă este foarte frig afară, acele grilaje se închid și motorul se încălzește mai repede. N-am înțeles, am încercat să văd de ce s-a renunțat la capac la această motorizare de 155 de cai, pentru că în mod normal nu prea ai o logică. Este posibil să dezvolte totuși o temperatură poate marginal mai ridicată decât cea variante de 125 de cai și atunci pentru a evacua mai bine temperatura din zona tuturor acestor componente de aici, s-a ales să se renunțe la capac. Vedem sistemul de admisie, nu mai reau toată povestea. Prezentarea motorului este făcută de, cred că de 30 de ori, cred că am avut 30 de modele de EcoBoost de-a lungul dezvoltării lui. Avem una făcută chiar anul acesta, deci nu este o problemă, vă uitați acolo și vedeți ce am zis de motor. Ce remarc și vreau să remarc neapărat la acest Puma, în continuare am văzut acele lufturi la capotă de care povesteam, deci probabil că asta e toleranța tehnologică sau așa s-a vrut să se facă această mașină. Însă un aspect foarte pozitiv pe care l-am văzut la multe modele Ford este atenția pentru antifonare. Dacă vă uitați aici la capotă, să bag eu degetul aici ca să vedeți cam cât de groasă este chestia asta, da? Nu știu dacă vă dățești, cred că are 4 spre 5 cm, 4 cm jumate aproximativ. Și la fel, dacă ne uităm în spatele motorului, este un perete care este antifonat tot așa cu un material de aceeași grosime. Am văzut asta la multe modele Ford recent, adică au înțeles și este foarte important că au înțeles acest lucru. Atenția pentru antifonare trebuie să fie la un nivel înalt, pentru că deja consumatorii au început să devină foarte pretențioși. Aveam și la vechiul Puma chestia asta aici, care este extrem de importantă pentru că nu mai permite zgomotului din compartimentul motor să se ducă prin montantul parbrizului în
habitat. Se duce o parte din zgomot, dar este filtrat. Anumite frecvențe supărătoare sunt filtrate, de aceea piesa atât de simplă și probabil foarte ieftină. Dar multe mașini nu au și acest lucru costă. Avem și scut motor. Și toată povestea cu mild hybrid-ul am prezentat-o în prezentarea de la 125 de cai, așa ca elemente interesante. Oprirea și repornirea motorului termic se fac, nu mai rețin exact, cred că undeva 0,25 secunde sau ceva de genul ăsta, adică practic era o comparație acolo cu clipirea. Cât ai clipi? Deci cât durează să clipești din ochi, atât durează să repornești acest EcoBoost. Un motor foarte bun, singurele mele semne de întrebare. Pentru că știu că multă lume o să comenteze și sunt la curent și cu anumite probleme care au existat la motorizările EcoBoost. Singurele mele semne de întrebare sunt legate de fiabilitatea acestui motor în timp. Așa cum spuneam și la un moment dat în timp ce conduceam, dacă un motor ca ăsta, 250.000, nu-ți dă probleme cu mild hybrid, nu-ți dă probleme cu, nu știu, cu depunerile pe supape sau mai știu eu ce minuni din astea, nu-ți dă probleme cu cutia cu dublu ambreiaj, atunci da, fără îndoială, e o mașină care merită cumpărată. Nimeni nu stă, nu o să spună cineva acum, domnule, eu mi-au o Puma, vreau să-l țin 15 ani și să fac 400.000 de kilometri cu el și dacă nu țin eu, nu-l cumpăr. Nu. Dinamica în segmentul auto este atât de rapidă încât oamenii, deja acum mașinile se vând undeva până în 80.000 de kilometri. Deci majoritatea oamenilor care își permit o mașină nouă, cumpără mașina nouă, folosesc 3, 4, 5 ani în cazul fericit. Și deja în momentul în care termenul de garanție fie este depășit, fie se apropie de termenul limită, oamenii se gândesc la schimbarea mașinii. Așa că pentru cineva care cumpără un EcoBoost din ăsta, un Puma EcoBoost ST-Line X Gold și așa mai departe, este foarte puțin relevant dacă motorizarea duce 250.000 de km sau dacă transmisia duce 250.000 de km, pentru că în general omul până într-o 100.000 a vândut mașina și nu-l mai interesează. Pe cine interesează mai mult aceste aspecte? Pe cel cumpărătorul second hand, cumpărătorul care vrea să cumpere mașina asta la 150.000 sau la 180.000 și vrea să știe ce probleme potențiale pot apărea, cât îl mai duce pe el, cât, dacă dau pe ea 7.000 de euro, mai mă duce 50.000 de kilometri, cutia, mai mă duce motorul 50.000 de kilometri. Astea sunt marile probleme la care nu Ford trebuie să răspundă, la care forumurile răspund, utilizatorii răspund. Cine are genul ăsta de mașini, și eu cunosc foarte mulți oameni care au și Puma și Fiesta și alte chestii cu EcoBoost și unii au avut probleme, unii nu au avut. Sunt oameni care au 180-220.000 de kilometri cu un EcoBoost de 125 de cai și îmi spun, Robert, eu n-am avut nicio problemă, am făcut revizie la Ford, mașina merge, n-am nicio treabă, tot ok. În același timp am oameni care la 60.000 mi-au spus, da, da, uite, cutia, am schimbat două ambreiaje și așa mai departe. Deci, această lipsă de consistență a celor de la Ford despre care am vorbit foarte mult timp este un factor care poate să fie determinant în decizia de a lua sau a nu lua un Ford Puma. Dar dacă o să vă uitați cu atenție pe forumurile Ford din întreaga lume, România și așa mai departe, și să vedeți ce spun utilizatorii, în general, părerile sunt pozitive. O remarcă vreau să mai fac despre cutia de viteze, pentru mine este foarte importantă. O să vedeți că în codificările lor, că Ford-ul, trebuie să recunoaștem, au fost tot timpul deosebiți, nu neapărat în sensul bun. Acum codificarea, sau mă rog, denumirea comercială, de fapt asta e denumirea corectă, denumirea comercială a cutiei de viteze este A7. Lumea, ce înțelege, automată cu 7 trepte, da, dar de reținut este că nu este o automată convențională, ci este o automată cu dublu ambreiaj. Diferența față de power shift-urile pe care le-am mai condus este însă majoră. Este pentru prima oară când observ o finețe extraordinară a cutiei în comparație cu power shift-ul, schimbările sunt foarte bune. În plus, pentru cei care se întreabă și nu le ajunge ce am filmat dinamic, cum reacționează cutia la conducere sportivă, este capabilă să facă 3 schimbări de trepte la deodată, da? Adică
ce înseamnă să presupunem că ești în treapta 6-a, da? În momentul în care mașina consideră la o simplă apăsare a pedalei de accelerație sau la ținerea padelei de retrogradare, ea poate să facă să se ducă direct în 3 trepte mai jos, da? Deci din a 6-a să se ducă în a 3-a.